Mă îndreptam cu minte acasă, spre sud, când am văzut deasupra satului fum negru. Bine, el era negru la început, acum aici de aproape pare alb. Dar oricum e toxic și ilegal. Aici unul își face grătar. E explicabil, chiar dacă e cam primitiv. Dar acolo altul arde vegetație. Și fumul se duce spre Timișoara. Gospodarii ăștia se pare că poluează și aici, în stradă, lângă casa lor, că se pare că fumul iese de acolo. De ce nu zici că e asta? De la 223. Halal. Se numește strada a treia. Să-i știe primarul și polițistul de sector. Poate-i ogoiește. Să, cum să spun eu, parlamentul să fie corect, să nu fure, să nu fie jigodii și așa da, mai da. Departe. Cum vrei parlamentul să nu fure dacă dumneata... Să nu fie mic, să spui de parlament. Cum vrei parlamentul să fie corect dacă dumneata încalci legea? La noi e o ciumă de hoți și de șmecheri. Cum vrei ei să fie buni dacă dumneata încalci legea? Dumneata mă otrăvești pe mine și îți otrăvești vecinii. Mai mult otrăvești ei. Mai mult otrăvești. Dumneata, iată, în cazul ăsta otrăvești vecinii. Ce mă otrăvești pe mine care merg pe lăt? Și fumul se duce spre Timișoara. Poate anunți garda de mediu și îți vine la poartă. Mentalitate păguboasă. Parlamentul e vinovat că eu dau foc la vegetație și nu curăț șanțul și arunc gunoi pe Maidan. Dragnea e vinovat că el aici lângă Timișoara poluează. Cum să nu poate? Rușii, americani, marțienii sunt vinovați că avem cel mai poluat aer în orașe mari. Noi îl inhalăm, noi ne otrăvim. Noi suferim și murim pe capete.